Deși în ultimii 20 de ani în Republica Moldova s-au editat cărți în limba română, criza economică permanentă și sărăcia nu au permis bibliotecilor înlocuirea cărților vechi cu unele noi. Astfel, grupul de inițiativă al românilor din Basarabia face un apel către suceveni ca aceștia să doneze cărți pentru tinerii de peste Prut. Campania Trimite o carte peste Prut are ca beneficiar bibliotecile și școlile din zona rurală, inclusiv din regiunea transnistreană. Aceste biblioteci au fost selectate pe criteriul lipsei de cărți în limba română și a numărului de copii înscriși. Campania Trimite o carte peste Prut este un proiect inițiat de Liga Studenților Basarabeni din România, din care face parte și Organizația de Studenți de Basarabeni din Suceava. Se va desfășura simultan în 12 orașe ale României. Încă din prima zi, campania inițiată de Liga Studenților Basarabeni din România a adunat la Suceava peste 100 de volume pentru tinerii de peste Prut. Ne bucurăm că deja o familie a fost receptivă la apelul nostru și chiar astăzi au adus aici la Biblioteca Județeană peste 100 de titluri. Majoritatea sunt cărți de literatură. Credem că își vor găsi utilitate acolo peste Prut, unde sunt așteptate. Cei care vor să sprijine campania Trimite o carte peste Prut prin donații o pot face la Secretariatul Bibliotecii Județene Ighes Biera din Suceava. Vă asigurăm că cărțile pe care le aduceți dumneavoastră aici la Biblioteca Județeană vor ajunge la destinație, vor ajunge la copiii din satele mai sărace din Moldova, care le așteaptă și care le vor citi cu drag.